ziua, dragi urmăritori, iată că am ajuns și la cel de-al treilea episod a emisiunii noastre în natura cu Petru. Astăzi, de ziua internațională a păsărilor, 1 aprilie, discutăm cu uh, unul din cei mai activi ornitologi a țării, Silvia Urso. Salut, Silvia! Salut, Petru! Mulțumesc de invitație! Mulțumesc și eu că ai găsit puțin timp să ne oferi pentru a discuta despre păsări în Ziua Internațională a Păsărilor. Uh, cumva mi îmi place să zic tot timpul când avem ziua internațională ceva, că oamenii și-au găsit și ei o zi pentru a-și aminti că au natură în jurul lor, au păduri, au râuri, au păsări. Uh, cum crezi, de unde a venit acest uh, impuls pentru de a găsi și o zi internațională a păsărilor? Uh, ziua asta, spre deosebire de alte evenimente mondiale, nu a venit uh, Uh, dintr-o direcție artificială sau impusă, i a venit cumva natural, pentru că în uh, 1 aprilie în majoritatea țărilor de pe continentul european înseamnă mijlocul calendaristic al primăverii. Iar primăvara se remarcă prin un aflux foarte mare de specii de păsări pe care noi în timp de în sezon rece am reușit poate să le uităm. Uh, dar odată cu primăvara ne aducem aminte că suntem suntem înconjurați de multe animale, printre care și păsări, care, vă dați seama, vin acum la noi de la kilometri, de la mii de kilometri departare, vin în virtutea unui instinct vechi de când lumea să-și crească aici pui. Iar 1 aprilie este nimic altceva decât un omagiu al acestei al acestui mare fenomen al planetei, migrația păsărilor. Atâta timp cât Pământul se va învârti în jurul Soarelui și anotimpurile se vor schimba, tot atâta timp va exista și migrația păsărilor. De fapt, eu aș spune că Mariele, mișcarea asta de revoluție a planetei și migrația păsărilor reprezintă cele trei mari fenomene. Uh, trei marcicluri ale vieții noastre, de, care de fapt ne ghidează și pe noi. Uh, și uh, evident, primăvara în diferiți ani e uh, diferită. Avem avem ani cu primăveri mai întârziate, avem ani cu primăveri mai timpurii, cum de exemplu este cea de acum. Uh, la fel, în fiecare țară primăvara e specială, e diferită. Dar iată că începutul lui aprilie marchează data în, la care aproape toate speciile migratoare au sosit și intră într-o fază nouă, de altfel foarte încărcată, foarte problematică, aceea de a-și găsi un teritoriu de cuibărit un partener și de a porni să incubeze o nouă generație. Mulțumesc tare interesant. Chiar acum stăteam și mă gândesc noi oamenii simpli ne uităm la păsări din punct de vedere estetic de multe ori și le valorificăm penajul și cum ele arată în genere diferența dintre dânsele. Dar eu cred că sunt specialiști care se uită la păsări din punct de vedere poate faunistic și să gândesc care ar fi indicatorii uh, timpului când sosește o pasăre, o, o specie într-un anumit loc sau uh, când părăsește acest loc, sau uh, se gândesc care ar fi, uh, nu știu, valorile acestui loc care pot să atragă aceste păsări. Uh, cum ar fi bine ca oamenii să își completeze uh, acest. Uh, această rază de observare a păsărilor pe lângă valoarea estetică lor? Eu aș spune că asta ne fascinează și pe noi ornitologii sau specialiștii din domeniu, valoarea estetică pe care o are pasărea, o aduce în viața noastră. Și totodată pe noi ne fascinează faptul că păsările, ca să trăiască, nu au nevoie de nimic altceva decât de creierul lor. Ele nu se folosesc ca noi oamenii de multe obiecte sau de multe resurse, ele se bazează doar pe aripile lor și pe capacitatea lor de orientare sau adaptare. Și orice habitat, orice habitat pe lumea asta, nu știu, să zicem un teren agricol sau un râu sau chiar și un oraș, uh, reprezintă un loc de care pasărea se folosește într-o anumită perioadă a vieții sale pentru a realiza un scop. Și scopul este fie să supraviețuiască, fie să perpetueze să specia. Și noi atunci când atragem atenție păsărilor, atragem atenție și la habitatul în care acestea se află. Uh, este foarte interesant că păsările sunt cosmopolite, ele astăzi pot fi într-o țară, mâine în altă țară, aproape nimic nu le oprește, pot să apară la orice latitudine și longitudine. Dar ele sunt foarte fidele habitatului în care s-au adaptat ele și strămoșii lor. Cu alte cuvinte, dacă o pasre este adaptată pădurii, doar în pădure o să o găsim. Noi nu o să putem să o găsim pe un câmp arabil, de exemplu. Sau dacă o pastră s-a adaptat și are toate adaptările necesare pentru a trăi pe un lac, acolo o să o găsim. Nici într-un caz nu o să o găsim în oraș. De aceea, atunci când noi mergem în anumite habitate, noi avem niște așteptări, că uite, o să vedem cu tare specii și da, într-adevăr, le vedem. Dar este important de menționat că Uh, păsările răspund foarte repede la schimbările apărute în habitat și câți negative, câți pozitive urmează să discutăm. Iar atunci când nu mai vedem anumită specii acolo unde știm că putem să o găsim, uh, în momentul acela încep să apară întrebările. De ce pasărea asta nu a fost aici, nu a folosit acest habitat? Uh, ceva nu i-a convenit. Uh, ce anume? De regulă, uh, cele mai importante două cauze sunt fie o diminuare drastică a resursei de hrană, fie o diminuare drastică a locului de cuibărit, a, a locului care îndeplinește condiții pentru cuibăritul acestei specii. Dacă un anumit habitat nu îndeplinește aceste două cerințe, atunci specia efectiv își face bagajele și pleacă în altă parte. Și asta noi urmărim ca specialiști la păsări, comportamentul lor în, anumit, în anumite, habitate, cât timp se rețin ele acolo, dacă le convine ce au găsit sau nu, dacă se poate de îmbunătățit sau nu. Uh, și grația acestui răspuns rapid din partea lor, noi le numim noi numim păsările indicatori, indicatori ecologici. Uh, de exemplu, nu știu, să zicem, într-un teren agricol unde se folosește foarte multe pesticide, irbicide, rodenticide și așa mai departe. Și ne totodată se creează condiții pentru existența unei monoculturi, să zicem, până în orizont ea arată doar cu grâu sau doar cu porumb și așa mai departe și lipsește orice alt element de diversitate, cum ar fi un copac sau o fâșie forestieră sau un rulet și așa mai departe. Ei, în așa gen de habitat, noi nu sunt animale multe păsări, pentru că ele n-au -au pentru ce să se rețină. Ele acolo măcar nu găsesc, ele nu găsesc loc să cuibărească. Dar cu cât un habitat este mai divers, mozaicat, să zicem, include în el și bucăți de pajiște și bucăți de, nu știu, un ochi de apă, indiferent cât de uh, serios sau neserios este acesta, uh, o bucățică de pădure, o, o nu știu, o, o, o pajiște care ușor, ușor tranziționează într-o um, într-o grădină sau ceva de genul. Uh, atunci o să găsim o diversitate foarte mare de uh, păsări, pentru că ele găsesc, uh, diferite specii or să găsească diferite oportunități pentru a cuibări și a valorifica Mâncarea, pentru că este foarte important de precizat că de-a lungul evoluției, de mii de ani, nu doar păsările, dar în general multe animale au învățat să se orienteze, să, spe, să se specializeze pe anumite categorii de mâncare, astfel încât să nu intre în concurență una cu altele. Și asta face ca păsările per total în lumea păsărilor, să existe gusturi pentru orice, să existe preferințe culinare pentru orice, iar asta ne asigură și nou un habitat la... Pe placul păsărilor, pentru că vom avea păsări care se hrănesc cu insecte, vom avea păsări care se hrănesc cu plante, vom avea păsări care se hrănesc cu alte păsări sau cu alte animale și, practic, avem un habitat care susține un lanț trofic indiferent cât de complex este. Da. Cum creează agricultorii, da, care, de exemplu, au livezi? ei folosesc aceste produse de uz fitosanitar atunci când văd la ei în livadă, de exemplu anumite feluri de păsări, da? Ar putea să fie asta un mesaj pentru dânșei ca să nu mai folosească aceste substanțe? Pentru că au aceste feluri de păsări care în mod natural reglează numeric dăunătorii? Uh, nu pot. Nu știu să mă pronunț concret în cazul lor dacă pentru ei asta ar fi un... Uh, uh, un, un îndemn un, sau o convingere. Da, da. Nu știu sigur, pentru că și agricultorii sunt diferiți uh -huh. și fiecare dintre ei interpretează diferit. Dar ce pot să spun cu siguranță este că la noi oamenii interpretează prezența păsărilor ca un dat al naturii. Așa-și trebuie. Și nu prea avem timp să ne oprim și să vedem dacă este o legătură de cauzalitate între ceea ce facem noi și ceea ce se întâmplă în natură. Fie că ne-am conjurat așa într-un fel, într fel, de confort în care nu prevedem rezultatele acțiunilor noastre în natură sau totodată considerăm că indiferent ce facem, natura va continua să fie aceeași, la fel de darnică, la fel de abundentă. Dar uite că ultimii ani care ne-au adus foarte multe dereglări climatice au adus cu ele și foarte multe deregulări în habitate, pentru că aproape nicio zonă din țară nu a scăpat de aridizare, nu a scăpat de împuținarea resurselor de apă și cum să spun, în reportajele făcute în presă, eu văd oameni care se scarpe până la ceafă și nu înțeleg de ce a apărut asta. De ce a apărut asta? Din, din foarte multe motive care s-au acumulat. Încălcări ale echilibrului natural pe care noi oamenii le-am admis atât la nivel macro, cât și la nivel local. Și în urma acestui cocktail de probleme, evident, natura răspunde cum poate, și asta înseamnă inclusiv riscurile la care trebuie să facem față acum. Deci, ca să mă întorc la întrebarea ta, eu nu știu sigur dacă există uh, cazuri când prezența păsărilor a reprezentat pentru vreun agricultor. Uh, vreun indiciu că, uite, se află într-o comunicune aparte cu natura, poate exista, poate nu. De exemplu, am avut cazuri când oamenii găseau în terenurile lor o anumită specie și nu știau ce este și se adresau la noi pentru identificare și odată cu identificarea vine și un pic de descriere de bază ale speciei, ale ecologiei ce este ce cerințe are și da, omul pleca mai informat și probabil, dar nu știu sigur, probabil informația asta i-a deschis apetitul pentru mai multe informații și pentru o cercetare mai amplă, dar îi cred pe agricultori și înțeleg că ei au foarte multe de cercetat și majoritatea timpului și atenția le sunt concentrate pe aspecte de astea, cum de mări producția și cum de aparat producția și așa mai departe. Da, e într-adevăr o ocupație deloc simplă și mă gândeam că poate ar putea să îi ajute păsările observate la ei în terenuri. Silvia, mă gândeam când spuneai de habitate să te întreb în anii pe care i-ați petrecut pe terenuri, Ați observat a, dispariția sau apariția vreo unei specii din anumite habitate pe care le urmăreați a, ani de zile? Pentru că știu că faci asta. Uite, dispariția... Dispariția nu am documentat-o. În general, un astfel de proces are loc gradual, de obicei... E... Se înregistrează tendințe, și tendințele pot fi ascendente sau descendente, și. mă rog, putem să. putem să creăm niște scenarii. Că, uite, dacă lucrurile merg în ritmul ăsta pe o pantă descendentă, s-ar putea să ne trezim chiar și în fața dispariției. Dar, la nivelul aparițiilor, noi am documentat extinderea arealului unor specii și aceste specii eu le numesc. Câștigători ai schimbărilor climatice, pentru că acest proces are și pierdanți, are și câștigători. De exemplu, avem o specie sfrânciocul mare. El cu 10, hai să zicem, 20 de ani în urmă, obișnuia să vină la noi doar pe timp de iarnă, din nordul continentului. Deci, el venea aici la noi ca să ierneze, și după care se întorcea înapoi. Iată că, probabil, în lumina schimbărilor climatice, dar eu am spus probabil pentru că noi, catari, eu încă nu știu toate motivele, um, indivizii acestei specii au de ce să rămână anul împrejur, probabil, dintr-un calcul al eforturilor, ce ar fi mai eficient să stea aici să-și păstreze teritoriul anul întreg sau să migreze permanent și să vină și mereu să lupte pentru ca și să obțină acest teritoriu. Și unii indivizi au ales această strategie să rămână. Și ușor, ușor, specia a devenit sedentară. Noi și acum avem reprezentanții acestei specii care vin la noi pe timp de iarnă. Cum ne dăm seama asta? Pentru că, pur și simplu, pe timp de iarnă sunt mulți. Sunt mulți indivizi. Dar odată cu încălzirea vremii, odată cu, mă rog, instalarea primăverii și migrarea la nord a indivizilor care iernează, avem și indivizi care rămân, care cuibăresc și care practic și-au schimbat statutul, ca să mă exprim așa. Iar ei s-au extins, vă dați seama, avem, avem locații unde pasărea asta cuibărește chiar și în sudul țării. Deci, a intrat pe la nord și într-un timp destul de record a reușit să ajungă peste tot și să cuibărească. Cert este că pasărea preferă să cuibărească în habitate ocupate de arbuști cu spini. Pentru că pasărea are un obicei alimentar, prinde insecte mari, în special atunci când are pui și evident nu reușește să le mănânce pe toate și atunci le pune la păstrare înfingându-le în țepi. Asta este strategia sa de a crește puii. Și aceste habitate cu tufișuri țepoase reprezintă locul minunat unde pasărea poate să creze cămara de provizii. Și în lumina schimbărilor climatice, când aproape toate câmpurile noastre sunt acoperite de tufișuri țepoase scăpate de sub control, cum ar fi, de exemplu, sălcioara, noi spunem măslinul da. sălbatic, specia asta invazivă, dar el la noi a găsit condiții minunate și se extinde peste tot. Iată că unele păsări, păsările în general sunt oportuniste și învață din mers să se adapteze, și iată că specia asta s-a adaptat. O altă specie la care noi am documentat extinderea în ceea ce privește realul de cuibărire este califarul roșu. Este o specie asia de în care nu e nici rasă, nu e nici gâscă, e o, un element de tranziție de la gâscă la rață, uh, și este o specie asiatică. Or, uh, original, patria ei, mamă, este zona asta a Chinei, spre Mongolia, spre țările central-asiatice, dar la noi a fost uh, introdus accidental pentru că unii oameni o aveau în colecții private pe e frumoasă, e simpatică și, mă rog, unora le era drag să se uite la ea, dar atunci când ai păsări în colecții private, trebuie să fii pregătit la idee că ele zboară, ele scapă și zboară. Și dacă găsesc condiții prielnice în natură, atunci devin sălbatice. Și asta a fost cazul și la noi cu califarul roșu, el s-a extins. Inițial a ocupat pentru cuibărit zona asta din sud-estul țării căușește Stefan Vod, aș spune ceea ce avem în momentul de față, Ionul Taracliar, Ionu Găgăuzia. Acolo există zone aride caracterizate de versanți de lut în apropierea corpurilor de apă care sunt perfecte pentru această specie pentru că ea obișnuiește să cuibărească în vizuini, să pate în lut acolo femeia se ocupă cu incubația, masculul stă la baza vizuinei și apără cuibul de intruși, după care, după ce puii apar, băbăceii apar, toată familia se duce la lac. Lacul, de obicei, trebuie să se afle în apropierea cuibului. Și întrucât în Republica Moldova, în sudul țării, noi avem foarte multe astfel de habitate, da, zone aride, să zicem, maluri de lut, grămezi de nisip și așa mai departe, aflate în preajma unui loculeț, practic califarul roșu s-a extins. Și el este în Cartea Roșie trecut cu, nu știu cât acolo, 3-5 perechi cu dar de fapt sunt mult mai multe. Sunt catare ca mai multe. Eu cred că în Cartea Roșie s-a produs o, o, lipsă de actualizare a acestei informații. Iar observația noastră din teren arată că specia este prezentă aproape în fiecare raion din sudul țării, până chiar și în centru și o duce destul de bine. Interesant. Pe lângă faptul că păsările provoacă un mare interes la un anumit public din anumite țări dezvoltate și acolo se practică așa ocupație ca birdwatching-ul pe care îl practicați și voi știu aici. Cum creez? Cum am putea să sensibilizăm opinia populației rurale, urbane, vis-a-vis -vis de importanța acestor ființe? Eu încă sunt în căutarea răspunsurilor, nu pot să spun concret cum. Încercăm, încercăm diferite. Ideea e că și oamenii, ca și păsările, sunt diferiți și unii au anumite mecanisme de sensibilizare, alții altceva eu aș spune că, cu siguranță, cu cât mai mult vorbim despre mediu, la general, în toată componența acestea, despre mediul înconjurător, despre natură, cu atât mai mult apare deschiderea asta la oameni de a asimila informații noi. Din păcate, eu nu pot sau s-ar putea să nu am succes dacă merg la oameni și le vorbesc doar despre păsări. Atunci când vorbim despre natură, Trebuie să vorbim despre toată complexitatea acesteia, și nu poți să te interesezi de păsări fără a te interesa despre mediul înconjurător, și invers! Nu poți vorbi despre mediul înconjurător fără a lua în legătură elementele care constituie natura, fie că sunt păsări, nu știu, insecte, plante și așa mai departe. În general, eu cred că natura poți să o cunoști prin diferite căi. Uh, unii o cunosc prin, inter prin faptul că plantează și se interesează de locul în care au plantat Unii o cunosc prin faptul că se interesează de păsări și ajung să înțeleagă mai bine uh, ritmurile naturii uh, Și așa ajung să se îndrăgostească de mediul înconjurător Practic, eu, eu văd păsările, plantele, insectele Eu văd ca o portiță. diferite portițe unde ajungem tot acolo tot la dragoste de mediu. Era asta se învață generație după generație. Nici o țară din lumea asta nu are oameni care s-au născut gata iubitori de natură. Ei au fost formați prin niște mecanisme pe care trebuie și noi să le, să le aflăm și să le încercăm. Și ca să mă întorc la întrebarea ta, am încercat multe, dar cea mai eficientă metodă de convertire a unui om care până acum stă impasibil este să-l iei de mânuță în teren și să-i arăți cu degetul pasărea la care te uiți și să-i dai un binoclu ca el să observe bine și în momentul ăsta se schimbă totul, se schimbă paradigma. Omul, într-o scurtă perioadă de timp, ajunge la o revelație a vieții sale. A, a trăit atâția ani fără să știe că e vecin cu pasărea asta. Sau a trecut de atâtea ori pe lângă pasărea asta fără să știe cum o cheamă. Sau... Uh, există așa frumusețe și el nici măcar n-a știut. Și eu mi-am dat seama că toate discuțiile, toate prezentările, um, chiar și postările pe Facebook sau mai știu eu unde, da, ele ajută un pic, dar în marele tablou al evenimentelor sunt un pic sterile. Nimic nu bate uh, nimic nu bate experiența de a te afla în natură și de a rămâne față în față cu obiectul adorației. Și tocmai de asta eu am o vorbă că natura este chiar, într-adevăr, este cel mai bun dascal Într-adevăr, oamenii, dacă sunt informați, au și viziunea asta de pe lungă durată referitor la comportamentul lor sau referitor la indicii pe care îi primească în natură. Și aici vreau să te întreb despre condițiile în care se află păsările la noi, în care ele revin din, din alte țări. Și cum crezi tu, cum apreciezi tu peizajele noastre? Sunt ele uh, potrivite, sunt ele plăcute pentru păsările uh, care populează uh, teritoriul țării noastre? Sau totuși mai sunt uh, lacune la care ar trebui să lucrăm ca în timp să mai dezvoltăm aceste lipsă pentru a găzdui poate mai multe specii de păsări sau poate aceleași păsări, doar creându-le condiții mai plăcute de viață. La cune sunt, cu siguranță la cune sunt păsările, părerea mea, păsările din Moldova au devenit ca oamenii din Republica Moldova, cu pretenții mai scăzute, cu standarde de viață mai scăzute, cum ești la oameni, așa și la păsări. Și tare este o lecție bună, că noi nu putem să progresăm sau nu putem să ducem uh, uh, bine în condițiile în care uh, mediul nu o duce bine. De asta păsările sunt exact ca și noi. Uh, la ce mă refer? Uitați-vă de exemplu la cum arată râurile din țara noastră sau lacurile. Sunt foarte poluate, sunt aproape, au tot, tot spectrul de culori de la tot ce s-a deversat în ele. Și imaginați-vă cum ar trăi o pasăre în așa mediu. Evident, ea nu poate nici, nici să-și găsească de mâncare, nici să trăiască acolo. Sunt unele am, am, am auzit cazuri de animale domestice care mor după ce trag o scăldătoare în râu. Imaginați-vă păsările sălbatice, în ce condiții ele își duc viața și cresc pui Și dacă apele, de exemplu, sunt infestate cu tot felul de patogeni, organisme uh, patogene, uh, care culmează foarte multe, tocmai din cauza faptului că noi deversăm în râu orice ce, de fapt, ar trebui să deversăm în sistemul de canalizare. Deci păsările pe lângă faptul că trebuie să trăiască în așa condiții, ele și pe interior sunt măcinate de tot felul de boli parazitare. Asta, bine, asta e categoria păsărilor de apă. Hai să luăm categoria păsărilor care cuibăresc în lungi sau în pajiști. Uitați-vă ce se întâmplă la noi. Nu există pajește care să nu fie Roasă până la scoarța pământului de către uh, turmele de oi care nu și iau pauză nici măcar iarna când covorul vegetal ar trebui să se regenereze. Uh, avem terenuri agricole care sunt uh, uh, stropite cu atâtea pesticide că nici măcar agricultorul nu le știe numele și cu atât mai mult nu le calculează concentrația. Uh, iar asta da, ok, uh, reduce un anumit dăunător... Uh, din lumea insectelor, dar nu are un spectru concret de acțiune, are un spectru larg și o omoară toate insectele și atunci dacă ești pasăre, ce să mănânci? Nu mai mănânci, nu mai stai acolo, efectiv. Avem păsările din habitatele forestiere. Există specii care au nevoie de copaci bătrâni, copaci găunoși, copaci un... care s-a atacat și de insecte și s-a și de... și care chiar cad în pădure și mor acolo. Din păcate, la noi, chestia asta a ajuns utopică, pentru că în concepțiunea silvicultorilor, un lemn atacat sau un lemn bătrân mort este un lemn compromis pentru economie și este imediat scos din păduri pentru a asigura regenerarea continuă. Da? Chiar dacă întrebi silvicultorii, ei se laudă cu ideea asta, cu te, noi avem păduri tinere, noi avem păduri mereu tinere, dar pentru păsări trebuie să ai și păduri bătrâne. Uh, are grijă să se regenereze. Iar din cauza faptului că nu avem copaci pătrâni sau morți, nu avem nici anumite specii de ciocănitori, de exemplu, pe care în alte țări există. Încep să dispară păsări de păduri, cum ar fi porumbelul de scorbură. Din nume se, se înțelege clar că este o specie care are nevoie de scorburi. prima, avem un război nu noi, dar societatea noastră, are, a declarat un război imens ciorilor, că asta e aparent e o problemă foarte mare, ne împiedică din progres ciorile și drept combatere se taie copacii pe care stau ciorile, pe care își construiesc coloniile sau chiar sunt distruse cuiburile acestora. Dar puțin știu că coloniile de ciori reprezintă habitate unde se instalează și specii de răpitoare, cum ar fi șoimii, care N-au capacitate, ei nu pot să-și construiască Un cuib, pur și simplu nu-i duce cap Să-și construiască un cuib Dar ocupă cuiburile Deja făcute de ori în schimba în schimbul protecției oferite, pentru că apără colonia. Și acești oameni au o importanță extraordinară pentru mediu. Ei vânează în spațiile deschise. Ei s-au adaptat, au evoluat pentru a vâna în spațiile deschise. Iar spațiile deschise înseamnă trendul agricol, înseamnă pajiște acolo unde și orice se simt că la ei acasă. Deci avem în aproape orice habitat, avem probleme și probleme cauzate de om, de nimeni altcineva, care, așa cum ai spus tu, duc la împuținarea speciilor de păsări sau chiar în caz în unei specii duc la reducerea numărului de indivizi. Pentru că ei efectiv nu găsesc condiții pentru a cuibări, pentru a, a mai scoate niște pui, da, care să, să revină an de an și să poată și ei propaga specia mai departe. Și așa aflăm răspunsul la întrebare de ce au dispărut atâtea specii. Pentru că din epoca sovietică până acum ne-au părăsit vreo 50 de specii de păsări. Și aici mă refer în primul rând la consumatorii de top. La repitoare. Ele sunt, știu cât de paradoxal n-ar dar ele sunt cel mai vulnerabile. Pentru că ele stau în vârf și orice schimbare care apare jos, ele o simt primele și dispar. Așadar, dacă, de exemplu, într-un habitat avem vreo, nu știu, 40 de perechi de pitigoi, uh, care pot, prin virtutea lanțului trofic, pot uh, hrăni uh, o repitoare sau două. Iar dacă dispare, nu știu, vine cineva și dă așa cu un cocktail de insecticide și dispar jumate din pițic, a dispărut categoric și pasă repetoare, efectiv nu mai vedem acolo. Așa, așadar, din cauza proiectelor foarte mari de nu știu Schimbare destinației terenurilor o, pe... Da, de din de, de naturare. Agricole. La noi foarte multe habitate au fost scosuri Din circuit natural, pur și simplu s-au denaturat În urma acestor schimbări au dispărut Foarte multe specii de păsări Noi astăzi nici măcar în carte roșie Nu le avem, știți nu le avem? Pe monedele comemorative emise de Banca Națională Asta e, doar acolo le avem În schimb, alte țări le au Și atunci apare întrebarea, de ce alte țări Au reușit să facă asta și noi nu? Înseamnă că este o problemă în, în atitudinea noastră față de mediu. Da, într-adevăr. Este o mare problemă și o mare lacună, cum am spus mai devreme, de informare și de uh, sensibilizare. Omul nu are uh, la ce se referă când caut să-i un sens naturii și aici păsările cad sub incidența acelui fenomen. Da, și eu mai am aici un pic de spus, un pic de adăugat. Practic, educația de mediu în Republica Moldova, în momentul de față, o fac câteva ONG-uri. Vai de caplor, ong astea, ele sigur nu reușesc. Um și indiferent cât de mari eforturi nu s-ar depune și cât cât de mare dorință n-ar avea acest ong efectiv nu poți asigura un proces educațional continuu. Eu văd eu văd o rezolvare a situației prin introducerea obiectelor de studiu în școală și nu neapărat sub forma, nu știu cum ai mai auzit eu, scuze de la autorități, că copilul oricum învață despre natură la diferite obiecte, că e istorie, că e geografie și cum să spun, se face așa o sinergie între obiecte. Nu, eu aș vedea o materie absolut aparte, cu profesor pregătiți anume în a explica copiilor problemele de mediu și, în general, diversitatea și frumusețea naturii și aș vedea um, o, o extindere a subiectului în presa de zi cu zi. Avem, în momentul de față, dacă nu greșesc, doar o singură publicație despre natură, doar vreo două site-uri, portaluri de știri despre mediul înconjurător și avem una, două televiziuni care, în grila lor, mai fac niște emisiuni pe tema problemelor de mediu și din toate posturile de radio, un singur post de radio de aici, e cu EFM care, iată, creează condiții pentru întâlnirea specialiștilor cu publicul. Asta e foarte puțin pentru câte probleme avem noi. Eu aș vedea un proces educațional la, cum să spun, la turație maximă, peste tot și Așa cum politicul ne acaparează toate, toate canalele de informare, de ce să nu ne acaparezi natura pe toate canalele de informare? De acord, de acord la modul cum noi suntem expuși la mesajele cu tent comerciale, adică la reclame și la advertising. Măcar dacă jumate din timp și spațiu mediatic ne s-ar oferi toți cunoaștem care ne sunt necesitățile condițiilor de viață a noastre și a celorlalte vietăți din jur. Am câștigători, însă, de fapt, suntem consumatori. La de emisiunii, Silvia, aș vrea să facem o, un mic rezumat pentru a, 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 a explica. Ce ar trebui să înțeleagă omul simplu, da, poate omul de la țară sau omul average John, adică un, un om mediu despre o pasăre? Care ar fi o atitudine a, a, a publicului larg pe care noi ne-am dorit-o să, să o aibă despre păsări în general? Iată aici despre publicul larg, eu simt nevoie să fac o paranteză. Noi obișnuim să credem că publicul larg ne este format din omul simplu, average John, dar de fapt noi nu subestimăm publicul țintă. El, ca atare, este mult mai divers și mult mai interesant, mult mai complex. În publicul nostru, care cei care ne ascultă astăzi pot fi, nu știu, atât oameni de la țară, care au evident serviciile lor în comunitatea de baștină. În publicul nostru țintă se numără și profesori, în publicul nostru țintă pot fi și medici care au ieșit de la serviciu, șoferi de autobuze, mai știu, eu, oricine, oricine poate ajunge pe undele acestei aceste post de radio și ne asculta. Iar fiecare reprezentant al publicului țintă are propria sa capacitate de a înțelege anumite informații, propria inteligență, propria experiență de viață, prin prisma căreia asimilează mai greu sau mai ușor anumite recomandări. Uh, dar indiferent de gradul de pregătire al fiecăruia dintre cei care ne ascultă, eu aș spune că un pas, un prim pas, un prim pas pe care noi am putea să-l facem ca să ne apropiem de păsări este să fim mai atenți, pur și simplu, mai atenți. Um, atât uh, ochii să-i cum să spun, să-i concentrăm la ceea ce vedem, cât și auzul să-l ascuțim la maxim și să ne punem întrebarea ce cântă, ce cântă lângă noi și să căutăm răspuns la asta uh, având simțurile date la maxim uh, noi chiar într-adevăr putem descoperi ce se întâmplă în jurul nostru. Atunci când noi umblăm anchilozați, nici nu vedem, nici nu auzim, nici nu simțim, uh, lumea devine sterilă. Și eu aș zice să ne dăm simțurile la maxim, să ne aducem aminte de curiozitate din copilărie și să o punem și acum în funcțiune și să ne, mai întâi, întâi de toate să vedem noi ce ne înconjoară, să ne convingem că ce că e corect ceea ce ne spun specialiștii. Când vine specialiștii și spune, uite, noi în țară avem atâtea specii de păsări, oamenii s-ar putea să nu ne creadă pentru că ei pur și simplu nu au văzut asta pe propria piele. Eu aș spune să încercăm să descoperim ce, ce se întâmplă în jurul nostru și abia atunci când trecem asta prin filtrul conștient, atunci noi vom, vom deveni interesați cum să facem să trăim cu vecinii în bună conviețuire și atunci eu cred că ne va transforma într-un aparatur al mediului mai bun. Super! Mulțumesc mult, Silvia, într-adevăr, să fim atenți, este un lucru tare folositor și, din păcate, uneori ne cam lipsește. Și îndemnăm toți cei care ne urmăresc dimineața când vor mai auzi un ciripit așa ciudat să se uite în jur, pe ramurile arborilor din jur și să vadă ce se aude acolo, un graur sau un pțigoi sau o vrăbiuță și să-i urmărească puțin pentru a vedea care este legătura lui cu acea pasăre. Mulțumesc mult Mulțumesc și, eu. ne vedem la următoarele emisiuni. Cele le